Bună ziua tuturor! Astăzi vom lucra acest model frumos de frunze care se potrivește la bluzițe, la bolerouri, la ce doriți dumneavoastră. Voi utiliza culoarea verde pentru acest video, fiindcă albul, vedeți și dumneavoastră, nu prea se distinge bine. Eșantionul va fi din două frunze. Deci, fiecare frunze corespunde 9 ochiuri. Din mijloc avem 3. Deci, un raport are 12 ochiuri. Eu vă voi spune pe parcurs cum, după cum este și schema. Un raport are 12 ochiuri plus, iată, 9 are frunza, 3 are elementele dintre frunze. Și am mai adăugat eu 3 ochiuri de margine pentru a distinge bine cum să lucrați frunza. Schema este de la rândul 1 până la 29. Să începem. Montăm 29 de ochiuri. Cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Continuăm până la 29. Am montat 29 de ochiuri. Acum începem primul rând. Toate ochiurile pe față. Un ochi de margine. Toate ochiurile pe față. Continuăm până la sfârșitul rândului. Pe dosul lucrului, întotdeauna cele 3 de margine le lucrăm pe față, atât pe fața lucrului cât și pe dos, adică vor fi în punct leneș. 3 pe față, restul pe dos. Ultimele 3 la fel pe față. Cel de margine pe dos. Rândul 3. Un ochi de margine. 3 ochiuri pe față. Mai repet, aceste 3 ochiuri la început și la sfârșit sunt pentru a vedea clar unde se încep frunzele, unde se termină. Când veți face o bluziță, nu este nevoie să le adăugați. De acum începe frunza numărul 1. 4 ochiuri pe față. Jeteu, un ochi față, jeteu, 4 ochiuri pe față. Până aici avem prima frunză. Urmează modelul dintre frunze. Jeteu, 3 ochiuri împreună. Aceste 3 ochiuri împreună sau le tricotați așa, sau cum v-am învățat eu. Cel din mijloc să fie în față și se primește o linie frumoasă. Iată. Jeteu. Între frunze avem jeteu, 3 ochiuri împreună, jeteu. Urmează a doua frunză, care se repetă în mod similar. 1, 2, 3, 4 ochiuri pe față, jeteu, un ochi față, jeteu,
patru ochiuri pe față. Am încheiat și cea de-a doua frunză. Acum, cele de margine, trei ochiuri pe față. Cel de margine, pe dos. Pe dosul lucrului, lucrați cum se prezintă ochiurile. Jeteurile le lucrați pe dos. Să vă arăt acest rând. Cele trei ochiuri le lucrăm pe față întotdeauna. Este punct leneș. Următoarele pe dos. Iată un jeteu. Îl lucrăm pe dos. Alt jeteu. Lucrăm pe dos. Continuăm așa să lucrăm până la final. Rândul 5. Un ochi de margine. Trei ochiuri care la fel sunt de margine. Trei ochiuri pe față. Și începem să formăm marginea frunzii, frunzii și frunza. Adică, iată, aceasta și aceasta din înăuntru. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față. Vor fi la margine. Jeteu, un ochi față, jeteu, un ochi față, jeteu, un ochi față, jeteu, două ochiuri pe față și două ochiuri scăzute spre dreapta. Puneți pauză unde nu ați înțeles și faceți corect. Aici a fost prima frunză. Urmează modelul dintre frunze acesta, din trei ochiuri. Jeteu. Trei ochiuri lucrăm împreună. Jeteu. Acum, în mod similar, facem și a doua frunză. Două ochiuri căzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu, un ochi față, jeteu, un ochi față, jeteu, un ochi față, jeteu. Două ochiuri față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Am finisat a doua frunză. Trei ochiuri de margine. Cel de margine pe dos, ultimul. Pe dosul lucrului se lucrează toate ochiurile pe dos, inclusiv și jeteurile. Rândul 7. Un ochi de margine, trei ochiuri față. Pe dosul lucrurilor lucrați aceste pe față, nu uitați. Începem frunza. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față. Jeteu. Două ochiuri față. Pe parcurs veți înțelege cum se formează frunza frumos. Jeteu, un ochi față, jeteu. Două ochiuri față, jeteu. Două ochiuri față. Se vede puțin frunza dinăuntru și cea din afară, adică margine.
două ochiuri scăzute spre dreapta. Între frunze avem jeteu, trei ochiuri lucrate împreună pe față, jeteu. Începem cea de-a doua frunză. Două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu, două ochiuri față, jeteu, un ochi față, cel din mijloc, jeteu, două ochiuri față, jeteu, două ochiuri față. Și la sfârșit, două ochiuri scăzute spre dreapta. Dacă vă este mai ușor cu schema, o să vă dau și schema. La sfârșit, trei ochiuri pe față și cel de margine pe dos. Pe dosul lucrului va fi rândul 8. Lucrați în afară de aceste trei de margine și acestea, toate elementele, toate ochiurile pe dos. Rândul 9. Trei ochiuri de margine, acestea pe față, două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu, trei ochiuri pe față, aici se vede că lucrăm frunza dinăuntru, trei ochiuri față, jeteu, un ochi față, jeteu, trei ochiuri față, jeteu, două ochiuri față și două ochiuri scăzute spre dreapta. Aici este prima frunză. Mai departe, modelul dintre frunze. Jeteu, trei ochiuri împreună. Jeteu. Începem cea de-a doua frunză. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față, jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu, un ochi față, jeteu, trei ochiuri pe față și la sfârșit la fel. Avem jeteu, două ochiuri față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Sper că este clar până aici. 3 ochiuri pe față și cel de margine pe dos. Rândul 10, pe dosul lucrului, lucrați toate ochiurile pe dos, în afară de aceste 3 pe față și ultimele 3 la fel pe față. Zăpăcesc ochiurile mele de margine, le voi lucra și la cameră doar frunzele voi lucra. Deci rândul 11. Două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu, deja avem patru ochiuri pe față, am adăugat cu jeteuri, jeteu, un ochi față, jeteu, patru ochiuri pe față, jeteu, două ochiuri față și
două ochiuri scăzute spre dreapta. Prima frunză. Urmează modelul dintre frunze. Jeteu. Trei ochiuri împreună. Jeteu. Aici este un raport. Dacă doriți să tricotați mai multe rapoarte, nu uitați să includeți și acest model din trei ochiuri jeteu, trei ochiuri împreună jeteu. Deci până aici este un raport. Se repetă în mod similar. Eu nu am mai adăugat aici modelul, fiindcă la sfârșit nu se adaugă. Lucrăm a doua frunză. Două ochiuri scăzute spre dreapta, spre stânga, două ochiuri față, jeteu, patru ochiuri pe față, jeteu, un ochi față, jeteu, patru ochiuri pe față, la sfârșit, jeteu, două ochiuri față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Cea de-a doua frunză. Lucrați rândul 12 pe dusul lucru. Rândul 13. Două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri pe față, jeteu. Începem să scadem, să închidem și aici frunza. Două ochiuri scăzute spre stânga, șapte ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre dreapta, vedeți? Se închide frunza din mijloc. Jeteu, două ochiuri față și două ochiuri scăzute spre dreapta. Modelul din mijloc, jeteu, trei ochiuri împreună. Jeteu. A doua frunză, două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu. Două ochiuri scăzute spre stânga, șapte ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre dreapta, jeteu, două ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Iată, am făcut și a doua frunză. Rândul 14 pe dosul lucrului. Rândul 15. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față. Jeteu. Două ochiuri scăzute spre stânga. De acum au rămas 5 ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Frunza din mijloc. Și urmează jeteu. Două ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta.
Am închis prima frunză. Modelul dintre frunze. Jeteu. Trei ochiuri împreună. Primele două le schimb cu locul. Apoi le lucrez toate trei împreună. Jeteu. Începem cea de-a doua frunză. Două ochiuri spre stânga, două ochiuri față, jeteu. Două ochiuri scăzute spre stânga, cinci ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre dreapta, jeteu. Două ochiuri față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Iată și a doua frunză. Așa trebuie să arate la această etapă și la dumneavoastră. Rândul 16, lucrați pe dosul lucrurilor. Rândul 17. Două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu. Două ochiuri scăzute spre stânga, trei ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre stânga, jeteu. Două ochiuri față și două ochiuri scăzute spre dreapta. Aceasta este frunza. Urmează modelul. Aici, la rândul 17, îmi cer scuze, avem nu trei ochiuri împreună, dar jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu. Și continuăm modelul. Două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu. Două ochiuri scăzute spre stânga, trei ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre dreapta, jeteu. Două ochiuri față și două ochiuri scăzute spre dreapta. Cele de margine pe față. Acum este corect. Rândul 18 pe dosul lucrurilor. Rândul 19. Ochiurile de margine. Începem frunza. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față. Jeteu. Două ochiuri față. Un ochi. Două ochiuri scăzute spre stânga. Un ochi față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Vedeți că sunt o frunză și încă o margine. Două jeteu, două ochiuri față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Acum se schimbă puțin modelul dintre frunze. Fiți atenți cum. Jeteu, un ochi față, jeteu. Trei ochiuri împreună. Observați, se face un mic romb. Jeteu. Un ochi față. Jeteu. S-a modificat puțin modelul aici. Va fi, iată așa, frumos.
Începem a doua frunză. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față, jeteu. Două ochiuri scăzute spre stânga, un ochi față. Două ochiuri scăzute spre dreapta, jeteu. Două ochiuri față. Și cele două frunze, două ochiuri scăzute spre dreapta. Ochiurile de margine. Acesta a fost rândul 19. Rândul 20 îl lucrați pe dosul lucrului. Rândul 21. Uitați-vă cât de frumos deja se vede. Două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri față. Și acum vom închide cele trei ochiuri ale frunzei din mijloc. Jeteu, trei ochiuri împreună, nu le închidem, dar le lucrăm împreună, așa frumos. Jeteu, două ochiuri față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Prima frunză. Am închis-o. Urmează cea de sau cea de pe margine. Fiți atente acum la modelul din mijloc. Jeteu, trei ochiuri pe față. Jeteu, un ochi față. Jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu. Puțin aici se schimbă, fiți foarte atente. Începem cea de-a doua frunză. Două ochiuri scăzute spre stânga, două ochiuri față, jeteu. Trei ochiuri le lucrăm împreună. Jeteu. Două ochiuri față. Aici. Aici am lucrat, nu știu de ce, ochiuri pe față. Nu este nimic grav. Le lucrăm spre dreapta. Trei ochiuri de margine. Cel de margine pe dos. Adică ultimul de pe margine. Acesta a fost rândul 21, 22, lucrați pe dosul lucrului. Rândul 23. Ne apropiem de final. Două ochiuri scăzute spre stânga. Cinci ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Acum lucrăm la modelul dintre frunze. Jeteu, un ochi față, jeteu. Trei ochiuri împreună. Pe față. Jeteu,
trei ochiuri împreună pe față. Jeteu. Trei ochiuri împreună pe față. Jeteu. Un ochi. Față, jeteu. Fiți atente la modelul din mijloc, de aici. Două ochiuri scăzute spre stânga. Cinci ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Trei pe față, deci acestea sunt de margini. Rândul 23. Rândul 24, lucrați pe dosul lucrului. Rândul 25. Două ochiuri scăzute spre stânga. Trei ochiuri pe față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Prima frunză. Jeteu. Trei ochiuri pe față. Jeteu. Un ochi. Față, jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu, un ochi, față, jeteu, trei ochiuri pe față, jeteu. Acesta este modelul dintre frunze. A doua frunză, două ochiuri scăzute spre stânga, trei ochiuri pe față, două ochiuri scăzute spre dreapta și trei ochiuri pe față, cele de margine. Pe dosul lucrului, lucrăm rândul 26. Rândul 27. Două ochiuri scăzute spre stânga. Un ochi față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Modelul din mijloc. Jeteu, un ochi față, jeteu, trei ochiuri împreună, și continuăm mai departe cu jeteu, trei ochiuri împreună. Cum se lucrează trei ochiuri împreună? Este video separat. Mai departe, jeteu. Trei ochiuri împreună. Aveam dubii că nu le-am luat pe toate trei. Jeteu, trei ochiuri împreună.
jeteu 3 ochiuri împreună. Așa trebuie să fie și la dumneavoastră. La sfârșit avem jeteu, un ochi față, jeteu. Și am ajuns la a doua frunză. Două ochiuri scăzute spre stânga, un ochi față, două ochiuri scăzute spre dreapta. Și cele de margine. Rândul 28, lucrăm pe dosul lucrurilor. Rândul 29. Jeteu, 3 ochiuri împreună, închidem prima frunză. Mai departe, jeteu, trei ochiuri pe față. Aici fiți atente la model, să vă iasă ochiurile. Jeteu, trei ochiuri pe față. Jeteu, un ochi față. Jeteu. Apoi iarăși 3 ochiuri pe față. Și se repetă. Jeteu, un ochi față, jeteu, 3 ochiuri pe față. Jeteu, un ochi față, jeteu și la sfârșit 3 ochiuri pe față. Acesta este modelul. A doua frunză, jeteu, 3 ochiuri împreună, jeteu, cele de margine. Rândul 30 pe dosul lucrului. Îl lucrați cum se prezintă ochiurile. Am finisat împreună cu dumneavoastră modelul. Vă reamintesc că un model constituie sau un raport 12 ochiuri. 9 are frunza, 3 modelul între frunze și a doua frunză iarăși are 9 ochiuri. Dar raportul are 12. Când repetați pentru o bluză, veți calcula 12, 12, la sfârșit se va încheia cu 9, cu această frunză. De la 1 la 30, în înălțime lucrăm și avem acest rezultat frumos. Dacă v-a plăcut tutorialul și ați înțeles foarte bine, eu mă bucur mult, vă rog să nu uitați de like și de comentarii. V-am pupat pe toți, pa, pa!